Ora 15, bună ziua, începe studioul politic la Digi24. Sunt Anca Suciu și discutăm despre întâlniri succesive convocate de către președintele Klaus Iohannis. Au și un numitor comun, banii. Fie că vorbim de banii din bugetul național, fie că vorbim de fonduri europene, președintele Klaus Iohannis se implică în negocieri. Și mai e un detaliu la care evident suntem atenți, tensiunile, neînțelegerile. Nu știu cum se face, dar atunci când tensiunile sunt parcă mai aprinse în interiorul coaliției, apare președintele Klaus Iohannis și vedem, observăm un rol de arbitru. Pentru că imediat după întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, altfel se discută în coaliție, parcă se acceptă mai ușor cei din PNL, USR Plus și UDMR. Pentru început, câteva detalii extrem de interesante pe care vreau să le discutăm cu jurnalistul Digi24, Andreea Bratu. Bun găsit, Andreea! Bine te-am regăsit! Aș vrea să vorbim despre declarația de putere, așa am numit-o noi, a premierului Florin Câțu, care spune că există un singur premier. Cum o interpretăm? În ce notă? Este al patrulea semnal de putere pe care Florin Câțu îl dă numai puțin de 4 zile. A început de sâmbătă prin aceste declarații și au fost 4 momente. Cel în care a anunțat voalat că bugetul se face și se decide la Ministerul Finanțelor, nu a acceptat cereri mai mari din partea miniștrilor, le-a numit ridicole. Apoi cel în care a spus cu subiect și predicat că el este dispus să își asume reforma în mai multe domenii, dar și eliminarea mai multor sporuri, spunând de asemenea că mai mulți lideri politici, oare cine ar fi putut să fie aceia dacă nu cei care se află la putere, nu sunt dispuși să își asume acest risc. De asemenea, a mai fost momentul în care i-a avertizat chiar direct pe miniștrii din cabinetul pe care îl conduce că în momentul în care vor discuta despre rectificare la jumătatea anului, se va discuta cu mandatul pe masă. A anunțat practic un avertisment pentru posibilele remanieri dacă banii pe care i-au cerut nu vor fi folosiți la capacitate maximă și închei toate aceste avertismente cu mesajul anunțat astăzi. Există un singur premier, desigur că el este acela, a spus practic printre rânduri, decizia îmi aparține atât în ceea ce privește programul de guvernare, bugetul pentru acest an, dar și locurile miniștrilor în guvern. Nu e nicio interpretare, asta e curios. Este același Florin Câțu pe care îl cunoaștem, a fost și ministru de finanțe. Vă propun să urmărim declarația de astăzi a premierului. Premierul evaluează, bineînțeles, pentru că avem un singur premier, evaluează performanța miniștrilor și execuția bugetară și apoi luăm decizii pe baza acestora. De ce spuneți că există un singur premier? Considerați că își mai arogă cineva acest atribut? Nu, am spus, era foarte simplu. Premierul este un singur premier care face această evaluare. Evaluările se fac foarte simplu. Avem execuția bugetară care este transparentă. Vedem, avem acest buget, vedem cum a fost execuția până la jumătatea anului și atunci vom lua decizii. Unele decizii vor fi de a reduce din bugetul ministerului respectiv dacă nu a fost făcută execuția. Dacă vedem o execuție foarte proastă, s-ar putea să avem nevoie de un alt expert în acel moment. Zilele acestea am înțeles, Andreea, că a existat o oarecare contradicție și între premier și între liderii coaliției, dar cu Ludovic Orban, pentru că ne uităm în viitorul apropiat, urmează un congres al Partidului Național Liberal. A câștigat vreo bătălie Florin Câțu? Cred că a reușit într-un timp foarte scurt să câștige chiar mai multe bătălii. Dacă pornim de la acest mesaj, cred că unul dintre destinatarii acestui mesaj nu era nimeni altul decât Ludovic Orban, pentru că a reușit Florin Câțu să creeze senzația unui guvern, cum ar veni, cu dublă comandă. Nu mai avem acel guvern al cărui program de guvernare, citez, era știut din scoarță în scoarță doar de către președintele partidului. Potrivit informațiilor Digi24, chiar lideri din teritoriu spun că există o dublă comandă. Pe de-o parte se duc uneori la Ludovic Orban să discute despre anumite funcții. De cealaltă parte, dacă vor finanțare, bani pentru proiectele de pe plan local, trebuie să discute cu premierul României Florin Câțu și să nu uităm că Florin Câțu a reușit și să își numească oameni apropiați în funcții importante, cum ar fi secretarul general al guvernului. Dincolo de toate acestea, vorbeam de întâlniri succesive ale președintelui Klaus Iohannis, de rolul său de arbitru pe care l-am remarcat în tensiunile din coaliție. Din nou o ședință, mai puțin de o oră. De ce?
Pentru că au apărut tensiuni și pe acest subiect, mai mulți lideri din teritoriu, din interiorul Partidului Național Liberal, s-au plâns că nu se merge mult mai rapid cu acest program național de redresare și reziliență. Pentru a fi foarte clar, există un mecanism la nivel european. României i-ar reveni un buget nu mai mic de 30 de miliarde de euro, însă trebuie stabilite direcțiile pentru care pot fi depuse și aplicate proiecte. Înțelegem că documentația este aproape de a fi finalizată. Ministrul Fondurilor Europene a dorit să facă dezbateri succesive și cât mai largi pentru a vedea exact nevoile românilor. De cealaltă parte, liberalii doresc ca totul să meargă mult mai rapid pentru că vor cât mai repede să demareze aceste proiecte și să acceseze banii europeni. Andreea Bratu, mulțumesc tare mult pentru aceste detalii. Te urmărim și urmărim și ce se întâmplă. Mai departe, ne-a spus Andreea, la ora 16, o întâlnire președintele Klaus Iohannis și se discută despre fonduri europene. Am tot vorbit în ultima perioadă despre cât de multe proiecte din buget încă se bazează pe fonduri europene și de aceea e și interesant să aflăm care vor fi proiectele care vor fi și care vor primi și bani în această privință. Invitații acestei ore. În direct acum cu noi, Alina Gorghiu din partea PNL. Bună ziua! Iar Gabriel Zeta este alături de noi din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența amândurora. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Alina Gorghiu, un subiect interesant care a fost pus pe agendă și pentru că își doresc foarte mulți români, dar mai mult pentru că la finalul coaliției de ieri, Dan Barna a anunțat că vor fi eliminate pensiile speciale într-o ședință de miercuri, adică mâine, doar că eliminarea aceasta pare că începe cu amânare. De ce? Simplu, e un aspect de procedură pe care îl cunoaștem cu toții și anume că plenul reunit va trebui să constituie formal comisia de regulament. Acea comisie în care intră și deputați și senatori din partea tuturor partidelor politice, care comisie va trebui într-o săptămână, pentru că acesta a fost termenul dat de birourile permanente reunite astăzi la care am participat și eu și colegii mei, această comisie va trebui să dea un raport, repet, într-o săptămână, pe proiectul depus de Partidul Național Liberal legat de pensiile speciale. Vă amintesc că în legislatura trecută a avut USR un proiect încă din 2017 prin care se propunea amendarea regulamentului, statutul senatorilor și deputaților, prin care pensiile parlamentarilor să fie eliminate. PNL a avut în 2019 și 2018, dacă nu mă înșel, același proiect. Din păcate, PSD, așa cum știți, nici măcar nu le-a introdus în dezbaterea comisiei, lucru care a făcut majoritatea parlamentară de la acel moment să se afle în imposibilitatea de a elimina pensiile speciale ale parlamentarilor. Astăzi, într-un interval de timp foarte scurt, s-a luat decizia. Am avut primul birou permanent reunit în această legislatură. Vom avea într-o săptămână raportul de la comisie și aș putea să pun pariu că vom avea un consens parlamentar pe acest subiect, pentru că întotdeauna PSD se înfiletează la momentele politice esențiale și acest lucru, deși nu l-a vrut cât a avut majoritate, vreo 3 ani și ceva bine din legislatura anterioară, e acum cred că se va ralia la proiectul pe care coaliția guvernamentală îl are. Deci probabil că în 2 săptămâni vom avea un parlament care nu va mai beneficia de pensii speciale. Rămâne să gândim legislația ulterioară și pentru restul pensiilor speciale, pentru că ne-am luat acest angajament în programul de guvernare, am încercat în Parlamentul României, după cum știți, vreo 3 proiecte legislative, fie de eliminare a pensiilor speciale, fie de impozitarea lor progresiv, au picat la Curtea Constituțională, însă promisiunea publică, angajamentul guvernamental este foarte limpede, vom găsi formula potrivită astfel încât toate pensiile speciale să fie eliminate și românii să știe că principiul contributivității este singurul care funcționează. Gabriel Zetea, de ce PSD nu a vrut să pună pe ordinea de zi aceste proiecte și dacă în perioada următoare în vreun fel veți contesta modalitatea prin care alege acum coaliția aflată la guvernare să elimine pensiile speciale?
În primul rând, Partidul Social Democrat a depus un proiect de lege privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, chiar săptămâna trecută, și eu nu înțeleg de ce mai trebuie să amânăm. Există consens politic? PNL, USR, PSD, AUR, toată lumea spune că își dorește eliminarea pensiilor speciale, dar uite că nu o să intre mâine la vot, că mai amânăm puțin, că ne mai gândim. Nu, noi susținem că mâine, odată ce tot avem un plen reunit a Parlamentului, să intre la vot această propunere legislativă, să o votăm și să le arătăm românilor că ne ținem la curent. Sau nu facem aceste lucruri pentru că avem un Parlament care este într-un fel de șomaj tehnic și mi-asum ceea ce spun. Sunt vină de propoziție din administrația publică locală, unde toate aceste întârzieri nu erau absolut deloc acceptate. Nu avem pe ordinea de zi de câteva săptămâni de când am început activitatea în Parlamentul României decât respingeri de legi. Nu avem activitate în comisii, pentru că eu sunt membru a Comisiei de Buget Finanțe, pentru că merituosul guvern al coaliției de dreapta nu a adus nici măcar bugetul să începe să-l discutăm. O să avem un buget în luna martie, care va fi primit de către autoritățile locale prin luna aprilie, care va începe să fie implementat în luna mai, astfel încât în această perioadă ce o să facem? O să stăm efectiv să ne uităm. Nu prea ne merităm indemnizațiile de parlamentari, pentru că astăzi coaliția de dreapta nu livrează în Parlament absolut nimic. Niciun proiect de lege, nicio inițiativă nouă. Stăm degeaba și încasăm indemnizații de lene, pentru că nu știu cum să lucreze cei de la PNL și de la USR și de la UDMR. E păcat. Mâine avem un plen comun, Camera Deputaților cu Senat. Haideți să votăm mâine. Haideți să arătăm că avem consens politic și pensiile speciale ale parlamentarilor. Reținem ideea dumneavoastră, ni se alătură în acest moment și Cristian Seidler din partea USR Plus și aș vrea și punctul dumnealui de vedere. L-ați ascultat mai devreme pe Gabriel Zetea, vrea ca mâine să eliminați pensiile speciale și mai spune că își ia indemnizația și dumnealui și dumneavoastră și toți parlamentarii degeaba pentru că nu livrați în acest moment. Ce-i răspundeți? Haideți să începem cu ultimul punct și revenim la pensiile speciale. Eu astăzi am avut comisie de muncă și toți colegii mei din comisia de muncă am adoptat un proiect de lege. Săptămâna trecută am avut de două ori comisia, am adoptat proiectul de lege, așa că domnul Zetea, dacă simte că șomează, poate să-și depună demisia, nu e nicio problemă. Eu nu șomez, poate să studieze legislație de însuși și să scrie propuneri legislative, poate unele de debirocratizare și de modificare a legilor păgubase pe care le-a promovat PSD-ul în ultimii 4 ani. Cât despre pensiile speciale? Din 2017, domnule Zetea, am depus eu un proiect și colegii mei de la USR de abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. L-ați tărăgănat 3 ani, mai bine de 3 ani de zile, în plenul reunit, când îi ceram domnului Ciolacu, poate vă e cunoscut numele, e președintele PSD și era președintea de ședință. I-am cerut în nenumărate rânduri să pună pe ordinea de zi proiectul de abrogare a pensiilor speciale. Știți ce mi-a răspuns domnul Ciolacu atunci? Și, de fapt, discursul acesta nu este pentru domnul Zetea, e o aducere aminte pentru ascultători și cei care ne privesc la Digi24. Domnul Ciolacu a spus, hai, că ne-am prins, bună încercare. Proiectul de lege, orice proiect de lege, înainte să ajungă în plen, trebuie să treacă pe la o comisie. Domnul Ciolacu și ai lui pesediști refuzau ca proiectul nostru să fie discutat în Comisia de Statut. Ceea ce am făcut noi acum, și invocau asta ca motiv pentru a nu-l pune pe ordinea de zi a plenului, ceea ce am făcut noi acum este că am trimis toate cele 3 proiecte de lege de abrogare a pensiilor speciale ale parlamentarilor la comisie, așa cum e regulamentar, ca să fie constituțional. Acum văd că se grăbesc cei de la PSD. Ipocrizie majoră? Da, sigur. După ce 4 ani de zile te faci că nu vezi un proiect de lege și la mâini, și spui, frumoasă încercare, ați vrut să ne scoateți pensiile speciale, dar noi PSD ne-am prins și v-am oprit. Acum, brusc, când vrem să o facem regulamentar și constituțional, urlați prin ipocrizie. Mă mir că nu vă este rușine să apăreți la televizor și să susțineți așa ceva. Oricum, să știți că asta rușine, domnule Seidler, ar trebui să o mențineți pentru dumneavoastră, pentru abuzurile pe care le-ați făcut inclusiv ieri. În plenul Parlamentului, în plenul Camerei Deputaților, când o colegă de-a dumneavoastră, președinte de ședință la acel moment, a refuzat regulamentului. Abuzul este că eu v-am ascultat până la capăt. Nu vă înțelegem dacă vorbiți deodată. Domnule Zetea, voi reveni la dumneavoastră. Așa. Haideți să-l ascultăm pe domnul Zetea. Vă rog. Să o adaug, era că pensiile speciale ale parlamentarilor vor fi abrogate săptămâna viitoare, perfect regulamentar,
și constituțional și vor urma celelalte categorii de pensii speciale, de exemplu ale aleșilor locali introduse de PSD acum 2 ani, vor urma și ele la abrogare. Sunt curios ce va face atunci PSD-ul. Gabriel Zeta, ce lucruri erau în neregulă? Orice inițiativă legislativă legată de pensiile speciale. Am spus acest lucru, eu n-am fost parlamentar în mandatul trecut, nu mă puteți acuza pe mine și nici foarte mulți din colegi, dintre colegii din PSD, pentru că 60% din parlamentarii PSD astăzi în Parlamentul României sunt oameni noi, oameni care n-au mai fost în mandatele trecute, deci absolut deloc nu poartă nicio vină pentru tergiversări și nici pentru faptul că dumneavoastră, ca useriști, la finalul anului trecut, ați refuzat să vă prezentați la ședințele biroului permanent pentru a pune pe ordinea de zi aceste proiecte de lege. Dumneavoastră nu v-ați... Nu e adevărat. Mai interesați-vă și veniți cu alte linii, că asta pur și simplu nu e adevărat. Încercați cu altceva, vă rog. Ieri, o colegă de-a dumneavoastră, și eu vă cer încă o dată, avem consens politic, mâine putem să facem acest lucru. Refuzați? Nu putem, trebuie să meargă la comisie, mai învățați. La fel cum ieri președinta de comisie, doamna deputat Cristina, și mă scuzați, am uitat numele, a refuzat să supună la vot prelungirea programului pentru a vota moțiunea simplă împotriva Ministrului Sănătății printr-un abuz. Toate moțiunile se votează în miercuri. Domnule Zeta, ați spus un lucru, vă rog să lăsăm acum pe Cristian Zeidler câteva secunde, vreau să vorbesc și cu Alina Gorghiu. Să nu purtăm acest dialog al surzilor, pentru că nu se înțelege acasă și este foarte clar în acest moment ce spuneți și dacă vă pronunțați într-o propoziție două. Vă rog, domnule Zeidler. Eu chiar simt că... Vă rog. Referitor la Cristina Prună și la faptul că în mod abuziv, susține Gabriel Zetea, nu a pus pe ordinea de zi sau nu a respectat regulamentul. Nu e vorba despre nicio încălcare de regulament. În ultimii 4 ani de zile, dacă domnul parlamentar PSD se uite că la practica parlamentară, când Parlamentul era condus de PSD, moțiunile de cenzură se discutau în ziua de luni și se supuneau, se discutau luni și se supuneau la vot miercuri. Așa urmează să se întâmple și de această dată. Niciun abuz, nicio încălcare de niciun regulament. Mulțumesc frumos! Alina Gorghiu, s-a discutat foarte mult și de sporuri în această perioadă, pe marginea negocierilor în buget. De ce aceste sporuri nu sunt eliminate prin legea bugetului? Pentru că analiza care trebuie făcută e una amănunțită. S-a făcut o inventariere acestor sporuri, unele dintre ele care nu mai au nicio logică cu realitatea în care trăim. Efectiv, Ministerul Muncii le-a luat pe fiecare, le va discuta cu factorii de decizie și vom vedea o lege a salarizării venită în Parlamentul României care să abordeze inclusiv această tematică, spun eu, spinoasă a sporurilor. Și cred că dacă tot am așteptat atâta vreme și s-au impus sporuri diverse, în diverse procente, o multitudine pentru anumite instituții, da, pentru altele nu, cred că e foarte bine să încercăm să avem o abordare unitară și să facem această dezbatere, repet, în Parlament, cu un studiu corect în spate. Însă, dar de ce premierul a anunțat de la bun început atunci că aceste sporuri vor fi eliminate și spunea că prin buget vor fi eliminate? Exista această discuție? Nu, a spus că este posibil ca această discuție să se facă la buget, dar în urma negocierilor din coaliție și a discuțiilor din coaliție s-a ajuns la concluzia că analiza nu poate fi una care să fie finalizată într-un interval atât de scurt, motiv pentru care este cel mai bine să măsurăm de mai multe ori și să luăm decizia foarte în cunoștință de cauză. Mai dacă îmi permiteți, o să fac și eu observație cu privire la discuția anterioară, pentru că retorica asta obositoare și ghiveciul de informații cu care domnul Zetea vine în spațiu public trebuie contracarat cu informațiile corecte și cei care ne privesc trebuie să știe că domnul Zetea, chiar dacă nu făcea parte din Parlamentul României, cu mânie proletară apăra pozițiile domnului Dragnea, ale domnului Ciolacu, ale doamnei Dăncilă, pe toate posturile, inclusiv la dumneavoastră. În, cred că, câteva emisiuni, chiar apăra poziția PSD privitoare la ascunsul însertar acestui proiect de desfințare, de abrogare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Vă rog frumos, să aveți puțină răbdare. Dacă are
puțină memorie sau puțină decență să-și amintească, va recunoaște domnia sa singur. Altfel, proiectul acesta este obligatoriu să meargă la comisie. Îl informez că, deși este parlamentar de scurtă vreme, regulamentul este obligatoriu pentru toți. Și măcar atâta trebuie să știți că dacă nu avem un raport al comisiei, proiectul va fi atacat la Curtea Constituțională. Deci, procedura e simplă, raportul comisiei este necesar, va veni în plenul Camerei Deputaților și Senatului, îl vom vota, este decizia PSD ce va face. N-a făcut-o 4 ani, acum dintr-un oportunism electoralist o face, e foarte bine să fie primit vorba poetului român. Vă urez succes în mandatul acesta. Sunt 2 minute acest. Până la final, am reținut punctele dumneavoastră de vedere, dar vreau să discutăm și despre avocatul poporului. În spațiul public s-a cerut din partea PNL înlocuirea Renatei Weber. Când se va întâmpla acest lucru, Alina Gorghiu? S-au trimis tot un birou permanent reunit de astăzi, s-a trimis solicitarea către comisii. Acest lucru va fi analizat de colegii noștri din comisiile juridice. Procedura de revocare nu este una deloc dificilă. Avem un istoric pe care îl numesc păgubos, sesizări ale avocatului poporului la Curtea Constituțională care au ridicat mingea la fileu PSD. Vă amintesc de legea carantinei care ne-a pus ca guvern anul trecut într-o situație absolut incredibilă, o altă sesizare care a aruncat sistemul de justiție în aer sau pe care l-a aruncat dacă ar fi fost admisă sesizarea de Curtea Constituțională, vorbesc de sesizarea pe completuri, motiv pentru care cred că doamna Renate Weber nu are de ce să mai ocupe acea poziție. Va fi un proces la fel de scurt, mi-l doresc și cred că plenul reunit va putea după mulțumesc. Ce facă poziția Christian să numească. Seidler, dumneavoastră sunteți de aceeași părere. Cine ar trebui atunci să numească? Cine va fi viitorul avocat al poporului? Că și acesta e un detaliu important. Sigur, procedural, primul pas este ca doamna Renate Weber să plece acasă, de unde poate privi ploaia, nu pe banii contribuabilului român, pentru că ploaia a privit-o dânsa, s-a făcut că plouă mai exact și atunci când noi am cerut să atace la Curtea Constituțională pensiile speciale ale aleșilor locali, text care a fost declarat neconstituțional anterior într-o altă lege, dar de data aceasta dânsa s-a făcut că plouă. Ar fi timpul să meargă acasă, se poate privi orice anotimp pe geam. Știm cine îi va lua locul? Știți cine îi va lua locul? Cine va propune? USR Plus, PNL sau DMR? Nu cred că o discuție în acest sens e încă oportună. La momentul potrivit vom anunța numele pe celui pe care coaliția îl susține pentru a fi cu adevărat avocatul poporului și nu altul. Gabriel Zetea, 20 de secunde. Ce aveți de spus referitor la schimbarea avocatului poporului? Cum veți vota în Parlament? Este o bătălie în interiorul Partidului Național Liberal, doamna Weber, cu doamna Gorghiu, au fost colegi atâta vreme în interiorul Partidului Național Liberal, așadar până la urmă să-și regleze lucrurile acestea în interiorul lor. Coaliția, sigur, dacă vrea să susțină în Parlamentul României pe cineva, au dreptul să facă acest lucru, dar repede să nu-și mai spele rufele în public, peneliștii, așa între ei, că până la urmă se bat pe diferite funcții. Referitor la avocatul poporului, o susțineți pe Renate Weber sau sunteți de acord că trebuie schimbată din funcție? Nu, avem noi absolut nicio susținere pe care să o acordăm unui avocat a poporului sau a celuilalt în funcție de persoanele care ocupă la un moment dat o funcție. Nu, astăzi coaliția la guvernare sunt cei care trebuie să determine dacă au majoritate în Parlamentul României și pot să numească un alt avocat a poporului să o facă. Mulțumesc tare mult pentru opiniile dumneavoastră, pentru că v-ați făcut timp să intrați în direct la studioul Politic. Gabriel Zetea, Christian Seidler și Alina Gorghiu, mulțumesc tare mult. Ne revedem mâine la ora 15. Acum urmează Jurnal Economic cu Ligia Munteanu. Rămâneți pe Digi24.